Bun găsit, vedem acum un super interviu cu Cristi Mitrea. Spune lucruri pe care nimeni nu le-a știut până acum, de ce a făcut terapie și cum a ajuns să fie mereu implicat în relații toxice. Ne spune chiar el în exclusivitate. Cred că am avut o copilărie foarte frumoasă. Sunt generația anilor 80. Sunt unul dintre cei care au fost crescuți în mare parte de către bunici. Am avut copilărie de aia la țară, cu prieteni mulți, cu jocuri multe, foarte activi. Sunteți doi la părinți. Suntem doi, dar mai am un frate mai mare. Care a cântat... Mai mare cu un an. Ne-am înțeles foarte bine ca apa și uleiul întotdeauna și eram pe fight așa, nu știu, tot timpul. Noi am fost într-o contradicție și am fost tot timpul și la concurs, cum ar veni, cum se spune, când e unul mai mare și unul mai mic. Nu ne-am pupat cu nimica, nici cu stilul muzical, nici cu sporturile, nici cu niciun fel de hobby. Nu știi să cânti? Rup, îți dai seama, mai rămânea să cânt. Aveam o vorbă cu fratii meu după ce ne uitam la filme. Ne lăsa mama să ne uităm la filme și aveam o vorbă, ziceam, hai să facem cam filme. Și acum ne băteam. Adică ce vedeam noi și spărgeam buze, ne spărgeam, ne rupeam degete, ne aruncam scaune în cap, nu știu. Cine și-o lua după aia de la mama? Băi, nu, n-am avut ghinionul ăsta. Nu? Adică, au fost și striți, adică bine, era așa aia veche, nu există ca acum... parentingul ăla și adică nu e ca și când le era teamă că îi dăm în judecată sau ceva cum păi se întâmplă acum. Dacă zicea adică eu, mai zbura un papuc în cap, da, mai zbura un papuc mai când când e memele ăla cu papuc cu mână cu ce te bătea maică, dar papuc ce are nică unde simțeam cauciucul ăla. Da. Dar nu am avut, n-am avut chestia asta cu ai noștri. Ne-au ținut în frâu fără să ne bată. Dar pedepsele astea de copii mici, da, îți dai seama, mai zburau ceva prin casă, mai zburau pe lângă noi. Pe cine știați mai mult de frică, pe mama sau pe tată? Bă, hai să râzi, fii atent, asta e o întrebare foarte bună. Nu știu dacă se numește frică. Respect. Asta cred că era, aici voiam să zic, asta voiam să spun. Ai mei au fost despărțiți sau despărțiți de când eram noi mici. Noi am rămas să stăm cu mama. Deci zi de zi și tot ce era, adică de cum să zic eu, de tras de perciun, de tras de urechi, era mama că era prezent acolo și era tot timpul și ne era frică într-un fel. Dar când o treceam, existau niște praguri pe care le treceam sau greșeam mult mai rău de atât și se auzea așa, îl sun pe tactu. Mamă. Și când auzea că sun pe tata, eu cel puțin înregistram o panică imensă, adică, și repet, tata n-a ridicat la mine în viața lui, ferească Dumnezeu, dar temerea aia că vine, adică era un fel de autoritatea supremă, venea tata, mamă, venea tata, adică tata venea doar la exmatriculări și mai știu ce alte, dar mă lua de la poliție. Da, de tata cred că aveam așa, era ca o umbră de aia mare care venea când eram noi mici și ne simțeam așa un pic de teamă, da, nu știu ce. Care este cea mai importantă vorbă pe care ți-a zis-o mama când erai mic, după care te-ai urmat pe parcursul vieții? Și stai, care e cea mai... Numai un sfat din ăsta pe care să-l primești. Și care e cel mai important sfat pe care ți l-a dat tatăl tău? Pe care îl ții minte și acum și zici, bă, tata, când era mic, îmi zicea vorba la tata asta. La există cel puțin unul pe care l-am ținut și l-am și... L-am luat de bun și l-am folosit cum ar veni. Mama nu mai aminte că trăind foarte mult acolo, mai toată viața, nu știu să spun, chiar nu știu. Dar tata mi-a zis ceva o singură dată, a fost chemat la liceu, mă întrebase înainte, nu mai știu ce, despre motiv sau să-i, așa, și a mințit. Nu mai știu să-ți spun ce vârstă aveam, dar pe mine m-a afectat foarte tare, adică m-a impresionat foarte tare calmul cu care m-a certat, că nu m-a certat deloc, mi-a dat o lecție foarte frumoasă, că exact cum îți spuneam cu temerile alea, vine taică tu, e groasă, și a vorbit foarte calm și mi-a zis un singur lucru, în viața ta te rog frumos să nu mă mai minți. Și mie aia, clic, să se țină bine în căiași gura lui, să mă ierte Dumnezeu, orice prostie am făcut pe lumea asta, tata afla primul, adică fratele meu a zis, nu te mai mint? Nu te mai minte, tata, n-am poftim. Și i-a servit, slavă Domnului, de-a lungul adolescenței mele și o grămadă de bătăi de inimă destul de mari. Dar nu l-am mai mințit pe tata, ceea ce mi se pare un lucru bun. Eu sunt copil crescut în serviciu de mic. Dacă nu lucram la mare, sunt...
fac o paranteză. Repet, nu mi-a plăcut niciodată să stau degeaba. Mi-a plăcut să fiu independent, să lucrez pentru mine, să știu că pot să mă susțin. Nu mi-a plăcut să fiu la mâna nimănui să mă ajute cu ceva. De la 16 ani plec și muncesc. Am fost picol la mare, am fost barman, am fost șofer, am cărat marfă. În service le-am făcut pe toate, am fost tot așa. Am transportat marfă, am lucrat în recepție, am fost copil de mingi prin atelier, mă alergau mecanicii și îmi dau șturi în fund. Nu știu, am făcut absolut orice era de făcut, am fost DJ, am fost... Deci munceam, mi-a plăcut să muncesc. Și de la o vârstă încolo, majoritatea verilor le petreceam în service și mergeam și lucram cu tata. Deci eu de la 16 ani sunt lângă tata, cum ar veni. Am terminat facultatea, am avut o alegere de făcut, adică pe ce drum să o iau. Și cum sunt un rac, rac în rac, jet by jet, am decis cu emoționalul, ca întotdeauna. Facultatea nu are nicio legătură cu ce faci tu acum. Nimic, nici hobby-urile mele. Că tu ai făcut facultatea de drept. Nici hobby-urile. Eu am făcut limbi străine în liceu, uman. Am făcut facultatea de drept, am terminat dreptul. Aveam o oportunitate foarte mare atunci, la final de licență. Să lucrez cu o personalitate în mediul ăsta al avocaților, mai ales pe ceva nou ce venea atunci către noi, era drept european când începusem în Uniunea Europeană. Nu, am ales să rămân acolo, să lucrez cu tata, să merg mai departe pe partea asta, să lucrăm împreună. Deci, dacă mă întreb relația mai apropiată sau cine se vede mai des cu cine, cine vorbește mai des cu cine, sunt eu cu tata. La primul antrenament de jiu-jitsu, cred că undeva pe plevne la sala de sport a Stelei, undeva SESE, nu știu cum, în fine. Ideea e așa, că aia mi-a dat lumea peste cap, adică am întâlnit un băiat, un fost coleg de-al nostru, care avea, cred că, vreo 50 de kilograme mai puțin decât mine. Și nu că m-a înnodat, efectiv era să adorm pe saltea în 14 secunde pe ceas. Am avut, cred că, minim 3 ani de zile în care n-am călcat la MMA și zi de zi, 5 zile din 7, mergeam la jiu-jitsu de la 8 la 12 noapte. Adică aveam 8-9 cât aveam, mai stăteam la sparing după antrenament o oră jumate lejer. Și ăsta a fost parcursul meu ăla, baza, cea mai mare, baza. Ce te ridică și ce te coboară? Pe emoțional nu pot să mă ridică decât dragostea. Emoțional mă ține în frâu dragostea. Chit că e o relație de prietenie cu ai mei, cum sunt de 30 de ani. Dragostea la mine se identifică mai mult. Identificăm, da, în foarte multe lucruri. Când mă refer la dragostea într-un bărbat, femeie, ia-mă în brață și pupă-mă, că trecătoare și aia. Loialitatea, încrederea, respectul, sprijinul. Să știi pe cine te poți baza, că poți să pui mâna pe telefon în secunda 2 și sare cineva pentru tine, că ai oameni de genul ăsta lângă tine. Eu, repet, mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ, pentru că am, chit că sunt o mână de oameni, eu știu că am oameni pe care pot să mă bazez la orice oră din zi și din noapte, ceea ce nu mulți au. Și eu sunt genul care fug de oameni care n-au prieteni sau n-au animale, sau nu iubesc animale. În mintea mea, ăsta e un semnal de alarmă. Dacă văd pe cineva că n-are prieteni, sau n-are un animal, sau nu pupă un animal, când nu vine să mănânc orice câine când îl văd sau orice pisică, ceva e în neregulă cu tine acolo. Deci asta e scalatura umană. Bă, e normal, suntem creați să nu fim singuri pe pământ și să poți să ai relația asta între umane, în așa fel încât să-ți facă viața mai ușoară. Și ce mă coboară, fix viceversa, mă coboară trădarea, minciuna, asta dacă pierzi încrederea, dacă mă trădezi. Dacă, nu știu, mă înșel cu ceva. Este mic rău de tot, credem, adică față de ce înseamnă universul ăsta și natura și tot ce reprezentăm, bă, chiar suntem foarte mici, nu însemnăm nimic pentru nimeni. De-aia zic, e și scurt timpul, mai bine să te bucuri și să construiești decât să distrugi. Pe mine m-a blocat foarte tare și m-a dat foarte mult înapoi. Probabil pot să le pun la același nivel, pierderea bunicului și pierderea câinelui. Când eu pe bunicul am avut mult timp ca figura asta paternă, l-am iubit foarte mult și aveam o legătură foarte strânsă cu el. Și eram și, sunt și singurul de familie care semăna cu el, cu tatăl mamei. Repet, multe învățăminte de la el le-am luat, de la el le-am deprins. Un om foarte drept, foarte drept și foarte... Nu știu cum să zic... Da, foarte bun. Nu-mi place să vorbesc. Da. Ce ziceam?
bunicul și câinele, în fine. Da, au fost două momente în viață, niște praguri foarte grele pentru mine. Mi-am pierdut așa, bunicul era un fel de ancoră pe vremea aia, era sprijinul meu cel mai mare. Și când mă certa mama, el tot mă apăra, nu știu cum să zic. Da, a fost acolo tot timpul și știa exact ce să zic, când să zic. Da. Și după aceea, cu copilul ălalt, de care m-am atașat foarte mult, am avut 11 ani un câine, care mergea cu mine peste tot, adică mergea cu mine în mașină de la 4 luni, și la serviciu, și la antrenamente, și peste tot. Și eram așa, era o legătură foarte puternică, dormea cu mine în pat, în fine, toate astea. Și după ce n-am mai fost câinele, cred că 2 ani de zile, am fost terminat, dar terminat, adică cu capul, vraiște, cu terapie, cu ce vrei tu, avea o cameră, adică m-am și mutat, 50% m-am mutat din casă, că nu mai suportam energia pe care o aveam în casă când mergeam și nu mai era câinele, el avea camera lui. Și prima săptămână, din instinct, când veneam în casă după ce n-am mai fost câinele, intram în camera aia. Și o găseam goală și mă termina, deci efectiv îmi mânca cap. Și am închis ușa aia, n-am mai deschis ușa aia până am văzut casa. Până am avut apartamentul, cred că 2 ani de zile sau ceva, n-am mai intrat în camera aia. Așa am reușit să mă liniștesc, să stau în casă. Întrebare de final. Ești sau te consideri sau cineva ți-a atras din viața ta atenția vreodată că ești toxic și cum ai gestionat asta? Eu cred că toxicitatea asta se raportează numai dacă vorbești la doi. Despre doi. Adică nu cred că poți să fii toxic dacă cealaltă persoană nu e toxică și ea. Adică eu consider că există relații, da, 100%, normal că am trăit într-o relație toxică și mă duc numai în lucruri toxice sau care nu sunt de bun augur, că na, se tare proastă, e pe stand-by terapeutul. Dar repet, oamenii care se vor înțelege din cap-coadă, unde există compatibilitate, aia nu înseamnă, indiferent cum ar fi unul, celălalt găsește acceptare sau face concesii. Deci nu o să fie nicio relație toxică, doar când sunt doi, amândoi sunt la fel. Când atunci sunt amândoi la fel, crimă. Da, normal, cum adică? Da, au fost, ce vreți să zic, ca relații toxice sau nu are eu. Lăsați. Eu cu raționalul nu suntem prieteni. Și eu mă duc pe emoțional. Și la mine dacă e foc, dacă e chimie, dacă e scânteia aia, dacă e pasiunea aia nebună, sexul ăla nebun, care prima oară, până la urmă, despre ce vorbim, că prima impresie, nu? Asta e, așa se întâmplă, că până cunoști omul, na, alții divorțează după 25 de ani, ce zic, adică, dacă nu e asta, nu mă implic și de obicei fac pasiuni și mă duc unde e scânteie, scânteie unde nu trebuie. Da. Sunt forță pe alegeri, știi ce m-am. Ți-a fost frică vreodată, da, să faci act de căsătorie cu o persoană, oricât de mare ar fi fost flacăra aia, oricât de la extrem a fost relația sau cât de mișto era relația sau... Ideea e că să te oprești într-un acolo mod, în punctul ăla. Nu, dar într-un mod serios nu s-a ajuns niciodată acolo. Adică nici cu discuția, nici cu nimica. Domnule, ne căsătorim, nu există așa, n-am avut discuția asta cu nimeni niciodată în viața asta. Dar, dacă mă întreb de ce mi-ar fi teamă, că eu m-aș căsători mâine, numai pentru petrecere. Adică să știu eu. Nici mă nu pot să dai o petrecere fără să faci nunt? Da, nu, 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 frate, vreau eu să mă mire, mireasă, să vină toți prietenii mei să facem o nebunie, să, nu știu, vreau petrecerea mare, mare, mare. Așa, eu n-am nicio problemă cu asta. Nu consider că cum se zice, tradiția în sine sau semnatul hârtiilor ălora sunt un pilon, acest pilon puternic în viitorul relației. Din punctul meu de vedere nu contează. Cum niciun copil nu poate să te țină într-o relație. Că nu există asta, frate, că nu mai e ceva. Bă, și avem dreptul ăsta, iartă-mă, că mă duc într-una la alta, ți-am zis, terapia, dong. Intrați. Avem dreptul să alegem să fim fericiți, frate. Bă, dacă nu ți-e bine acolo, nu suntem copaci. Mută-te, frate.